Pandemia a scos la iveală discrepanțe uriașe între școala de la sat și de la oraș, doar că diferențele nu sunt doar de ordin tehnologic. În mai puțin de două săptămâni începe noul an, iar pentru 150.000 de copii din țară, care potrivit statisticilor merg seara la culcare flămânzi, clopoțelul le aduce șansa unei mese în plus, însă doar acolo unde programul Laptele și Cornul funcționează. Alimentele primite gratuit la școală sunt mană cerească pentru copiii care provin din familii cu venituri mici. Acești părinți din comuna Hânțești, județul Suceava, abia se descurcă. Câștigă mai puțin de 2000 de lei pe lună. Da, da, era bine, că știți cum e un corn, păhărel de lapte acolo, un iaurt, un măr, ce era bine. În acea situație sunt sute de mii de copii din întreaga țară. Există însă și excepții. Programul Cornul și Laptele nu este pe placul tuturor. Nu prea erau încântați. Sunt amărâți care au nevoie, dar sunt și unii care nu au nevoie. Programul Laptele și Cornul este unul foarte util, în special în mediul rural, acolo unde, într-adevăr, copiii, unii dintre copii vin special pentru acest program. Programul a fost implementat în anul 2002 și, cu timpul, a tot suferit modificări. În pandemie chiar a fost suspendat. Copiii mai iau măr în timpul pauzei, mai nu știu ce, dar nu s-a dat. Adevărul că nu s-a dat și noi n-am primit copiii nimic. Și anul ăsta nu s-o știe. Copilul, într-adevăr, se bucură. Autoritățile locale sunt cele care se ocupă de licitații și distribuție. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea școlii, lucrurile sunt departe de a fi puse la punct. Programul nu s-a desfășurat deloc, începând cu toamna lui 2020, mai ales că am stat doar nici 3 săptămâni la școală. În acest moment așteptăm. Oricum, ele veneau odată cu venirea la școală sau poate în jurul datei de 1 octombrie. În momentul acesta în care vorbim, suntem în stadiul în care, la nivelul inspectoratelor de sector, urmează să se facă centralizarea numărului de beneficiari pentru anul școlar care urmează să înceapă. În România mai există și masă caldă. Este doar în stadiul de program pilot și doar 150 de școli beneficiază de el. 10 lei pe zi pentru fiecare elev cheltuiește statul. Deputatul Cătălin Teniță spune că cel puțin 1 milion de copii care trăiesc în medii defavorizate ar avea mai multă nevoie de această masă. În momentul acesta, programul guvernului se adresează unui număr de circa 70.000 de copii. Aproximativ 80% din școlile care acționează programul nu livrează masă caldă, ci pachet alimentar, ce înseamnă asta un sandwich și un fruct. Ce căutăm noi acum să facem este odată să creăm un program național multianual de masă caldă. La nivel național, în anul școlar 2018-2019, 6% dintre elevii de la oraș au abandonat școala, în timp ce, din mediul rural, 18,9%.